Bun găsit tuturor! Dascălii pot câștiga timp prețios prin crearea unui test cu aplicația Forms. Alexandru, specialist în tehnologia pentru educație, ne va arăta cum se poate configura un test ce conține întrebări închise sau deschise. Ne va spune și cum se asociază calificative în Teams la temele transmise elevilor. Bună ziua și bine v-am găsit la un nou episod Teleșcoala pentru profesori. Numele meu este Alexandru Dragomir, iar astăzi vom continua să lucrăm cu câteva aplicații din cadrul Microsoft Office 365 A1, de care eu cred că profesorii nu se pot lipsi. Mai exact, vom configura un formular care se calculează singur, vom vedea cum se pot adăuga note și vom vedea cum am putea să creăm noi o prezentare foarte frumoasă, cu foarte puțin efort. Pentru început vom deschide, desigur, programul preferat de navigare pe internet, de recomandat Microsoft Edge. În continuare vom tasta în bara de căutare office.com. Și după ce facem autentificarea, va trebui să accesăm, desigur, Microsoft Teams. Ni se deschide imediat secțiunea pentru postări, dar noi vom dori să adăugăm acest formular în secțiunea pentru teme. În partea de jos avem un buton albastru creare, pe care dacă facem click avem posibilitatea de a crea o temă de tip atribuire, unde am putea să adăugăm noi orice atașament. O astfel de temă am creat-o într-un episod anterior. Iar astăzi vom folosi cea a doua funcționalitate, testul. După ce ni se deschide noua fereastră, am putea să apelăm la un test pe care l-am folosit anterior sau putem să creăm un test nou. Pentru început, haideți să facem o mică personalizare a temei și dacă facem click în partea dreaptă sus, pe temă, putem să alegem anumite fundaluri care ni se par nouă mai interesante sau putem chiar să adăugăm noi o imagine. Eu voi alege una din imaginile prezentate chiar aici și la final facem din nou click pe temă pentru a elimina secțiunea din partea dreaptă. Putem să observăm central că avem opțiunile de a vizualiza întrebările și a vizualiza și răspunsurile atunci când cineva a completat, desigur, acest formular. În secțiunea de întrebări, în primul și în primul rând, vom adăuga un titlu și putem de asemenea să introducem și o descriere. Făcând click pe butonul adăugare nou, avem posibilitatea de a alege între diferite tipuri de întrebări. O întrebare cu mai multe răspunsuri, cu răspunsuri închise, o întrebare cu răspunsuri deschise și avem chiar și o întrebare de tip evaluare pe care am putea să o adăugăm noi la final. Ultima opțiune ar fi opțiunea pentru dată. Haideți să luăm prima opțiune, alegere, și să punem o întrebare simplă. La opțiunile pe care le avem noi puțin mai jos, putem să adăugăm mai multe răspunsuri și dacă facem click în partea dreaptă pe această bifă, putem să selectăm care este răspunsul corect. Putem să adăugăm mai multe opțiuni, oricâte sunt necesare și, desigur, este foarte important să adăugăm și un punctaj. Pentru a putea segmenta punctajul, spre exemplu să punem poate nota 9.5, ar fi indicat să ajungem la un punctaj total de 100%. Așadar, pentru această întrebare voi pune 10 puncte. Pentru orice întrebare dintr-un astfel de test, cred că este important să facem fiecare întrebare obligatorie. Acum, dacă ne uităm în partea stângă la fiecare opțiune, avem un cerc. Desigur, nu este foarte vizibil, pentru că dacă pun eu cursorul deasupra, mi se transformă opțiunea respectivă, dar vedem că la fiecare opțiune există un cerc, ceea ce înseamnă că se poate alege doar un singur răspuns corect. Și, desigur, pentru această întrebare, chiar așa este cazul. Dacă dorim, am putea să activăm opțiunea de răspunsuri multiple, care mi-a transformat cercul din partea stângă într-un pătrățel și asta înseamnă că pot fi alese mai multe răspunsuri corecte. Dacă facem click acum în partea dreaptă, pe aceste 3 punctulețe, avem posibilitatea de a amesteca opțiunile. Puțin mai încolo ne vom uita cum putem amesteca întrebările, dar cred că este important, ca să punem un grad de dificultate mai mare pentru acest test, să amestecăm și opțiunile. Iar de la butonul 3 punctulețe, adică mai multe, se pare că avem posibilitatea de a activa o funcționalitate și pentru matematică. Sub titlul întrebării ni s-a adăugat o secțiune unde se pare că noi putem introduce o ecuație. Am putea să schimbăm, desigur, în acest moment întrebarea, să spunem pur și simplu care este rezultatul, iar ecuația am putea să o adăugăm chiar aici. Dacă nu găsim toate caracterele de care avem nevoie, am putea, desigur, să inserăm o imagine. Și haideți să vedem cum am putea să facem acest lucru. În partea dreaptă, unde ne apare titlul, se pare că putem insera elemente media, printre care ori o imagine, ori un video. Dacă facem click pe o imagine, se pare că putem să căutăm pe internet, putem să adăugăm din OneDrive sau putem să facem o încărcare. Acum să mergem la manualul pe care l-am adăugat noi în cursul nostru și să găsim un exercițiu unde vom face noi o captură de ecran. Pentru a vă arăta cum se face captura de ecran prin intermediul unui dispozitiv cu Windows, voi deschide tastatura virtuală, iar scurtătura la care trebuie să apelați este butonul Windows, Shift și S. Și acum, dând click, vedem că mi s-a activat o opțiune prin care eu pot să captez, practic, ceva de pe ecranul meu. Acum, după ce se salvează această imagine, aș putea, desigur, să o inserez în secțiunea aceasta pentru întrebare, unde putem să adăugăm elementele media. Haideți să vedem ce alte posibilități mai avem noi pentru întrebări. Și dacă facem click pe text, vedem că putem configura o întrebare cu răspuns deschis. De asemenea, este activă în continuare opțiunea pentru matematică, iar răspunsul corect, desigur, nu se mai face printr-o bifă în partea dreaptă și am putea să adăugăm noi aici răspunsul corect. Dacă facem click pe răspuns, am putea de asemenea să configurăm cu funcționalitățile de matematică. Dacă vrem să fie un răspuns mai lung, putem să facem click pe această opțiune. Și dacă facem click pe aceste trei punctulețe din partea dreaptă, avem posibilitatea pentru acest tip de întrebare să facem anumite restricții. Și vedem că mi s-a identificat în mod automat că ar trebui să fie o restricție de tip număr. Așadar, se pare că noi am putea să realizăm tot felul de restricții pentru a ne asigura că elevul ajunge la răspunsul corect și nu adaugă ceva care nu ar trebui să fie adăugat. Este foarte important ca noi de la bun început să selectăm tipul de întrebare pe care ni-l dorim, pentru că noi nu putem transforma această întrebare, cum poate ați observat că se poate întâmpla la alte aplicații care permit configurarea de formulare. Așadar, dacă vrem să refacem această întrebare care să fie cu răspunsuri închise, va trebui să o ștergem și să o refacem. Dacă vrem să mutăm anumite întrebări mai sus sau mai jos, avem închenarul pentru fiecare întrebare, săgețile acestea care ne permit să mutăm chenarul. Putem de asemenea să copiem întrebarea, dacă, spre exemplu, am configurat o întrebare cu răspunsuri închise și poate vrem să schimbăm doar anumite elemente. Și desigur putem să și ștergem o anumită întrebare. Dacă facem click în continuare pe butonul de adăugare întrebări, aș vrea să adăugăm și o evaluare unde am putea să întrebăm pur și simplu elevii cât de greu vi s-a părut acest test. Putem să adăugăm un subtitlu, ceea ce înseamnă că putem să transmitem mai multe informații, câteva indicații suplimentare pentru această întrebare. În mod nativ, ni se selectează posibilitatea ca utilizatorii să răspundă la maxim 5 întrebări. Putem să alegem între simbol stea sau simbol număr, cum preferați voi. Noi am făcut tot felul de configurări, dar aș vrea să vedem dacă putem să facem anumite limitări pentru elevi. Pentru asta, trebuie să facem click în partea dreaptă sus, pe aceste trei punctulețe, iar din lista afișată dăm click pe setări. Și aici se pare că putem să le oferim rezultatul elevilor în mod automat după ce ei răspund la acest formular. Dacă nu vrem acest lucru, dacă am pus, spre exemplu, întrebări cu răspuns deschis, cum este și cazul aici, am putea să dezactivăm opțiunea pentru a modera profesorul și ulterior să transmită nota către elev. Puțin mai jos, cine poate completa acest formular? Prima opțiune, oricine are linkul poate răspunde. Așadar, noi am putea să folosim acest formular și să transmitem oricărei persoane care are acces la internet. Dacă vrem să-l transmitem doar în cadrul școlii, și cum este în cazul meu, în care am o adresă tip profesor@clasaviitorului.ro și având această bifă realizată, eu pot transmite formularul, sau mai exact doar utilizatorii din cadrul organizației mele, Aron Clasa Viitorului, pot răspunde la acest formular. Deci este important acest lucru, pentru că se pare că noi avem o bifă în care în mod nativ se acumulează numele și prenumele. Deci dacă vom face acest formular disponibil către oricine de pe internet, va trebui să creăm un câmp separat pentru nume și prenume. De asemenea, dacă limităm accesul doar la organizația internă, putem să limităm la un singur răspuns de persoană. Și acest lucru este foarte important, pentru că, desigur, nu vrem ca elevii să răspundă de mai multe ori la un formular. Puțin mai jos, opțiunile pentru răspunsuri. Avem în primul și în primul rând acceptarea răspunsurilor. Și dacă eu voi bifa sau debifa această opțiune, în acest moment nimeni nu mai poate să răspundă la acest formular. Când puteți să apelați la această opțiune? Atunci când vreți să închideți formularul de la completare. Și desigur, când facem acest lucru, am putea să transmitem și un mesaj care se afișeze când cineva îl accesează și să spunem foarte simplu: îmi pare rău, dar s-a oprit accesul la acest formular. Dar deocamdată o să bifez această opțiune și eu mă gândesc că nu aș vrea să revin de fiecare dată și să debifez această opțiune ca să închid accesul la formular. Cel mai bine cred că ar fi să bifăm o dată de sfârșit. Așadar, aș putea să pun ca acest formular să se închidă mâine la o anumită oră. Și asta înseamnă că la ora respectivă nimeni nu o să mai poată să completeze formularul. Așa cum vă spuneam, atunci când am făcut noi o bifă pentru a amesteca răspunsurile, noi avem posibilitatea de a amesteca și întrebările. Bifând această opțiune, ni se activează alte câteva opțiuni, printre care și blocarea întrebărilor. O situație în care ați putea apela la această opțiune de a bloca întrebările este când transmiteți formularul către oricine de pe internet și vrem ca prima întrebare să fie cu nume și prenume. Așadar, am putea să blocăm întrebările de la 1 la 1. Într-un final, putem să facem click pe bifa de particularizare a mesajului de mulțumire, iar atunci când cineva completează acest formular, să vadă un mesaj personalizat, iar dacă nu facem asta, se va vizualiza practic răspunsul acesta nativ, că răspunsul a fost remis. Puțin mai jos avem ultima secțiune de notificări și putem bifa ca utilizatorii care completează acest formular să primească o confirmare pe e-mail cu toate răspunsurile. Și cred că este foarte important să se realizeze această bifă, chiar dacă noi configurăm un test, chiar dacă este un chestionar, ca utilizatorii să nu poată să spună pur și simplu că poate ei nu au scris ceva anume, pentru că îi putem spune: hei, te rog, transmite-mi mesajul de confirmare pe care l-ai primit pe e-mail și să vedem ce ai completat tu într-adevăr. Puțin mai jos avem o opțiune de a primi noi o notificare pentru fiecare răspuns transmis prin intermediul acestui formular, dar nu cred că este cazul pentru un test, pentru că ne putem hotărî noi să punem o dată de sfârșit când se închide acest formular și să revenim atunci pentru a vedea cine a răspuns. Nu este necesar să salvăm nimic în această secțiune. Dacă dăm click în partea de sus pe previzualizare, vedem cum se afișează acest formular. Haideți să bifăm o parte din răspunsuri. Și utilizatorii au acces la această funcționalitate pentru matematică, pentru a completa un răspuns, și la final putem să primim o confirmare. Haideți să facem click pe remitere și acum observăm că nu putem să transmitem un alt răspuns, deci nu putem completa din nou acest formular, pentru că așa a fost setat să se răspundă o singură dată. În partea dreaptă sus, în secțiunea de previzualizare, am putea să vedem cum se manifestă acest formular atât pe un computer cât și pentru un mobil, pentru că este posibil ca unii utilizatori să prefere să folosească, desigur, un dispozitiv mobil. Acum, haideți să mergem la formularul nostru și acum, în partea de sus, unde avem, desigur, întrebări și răspunsuri, observăm un contoar la răspunsuri cu eticheta 1, pentru că s-a adăugat un răspuns. Aici avem practic o statistică în partea de sus, vedem că s-a transmis un singur răspuns, vedem care este scorul mediu și vedem că acest formular este în continuare activ. Puțin mai jos avem niște statistici unde am putea să vedem foarte ușor câți utilizatori au pus un răspuns sau altul. De asemenea, avem două butoane unde putem să revizuim răspunsurile. Și pentru că eu sunt singura persoană care a răspuns la acest formular, doar eu apar în lista de utilizatori, dar dacă erau și alți elevi, aș fi putut să îi parcurg și să văd practic ce a răspuns fiecare dintre ei. Răspunsurile corecte sunt evidențiate cu verde, dacă era un răspuns incorect, era evidențiat cu roșu. De asemenea, putem să vedem și care este timpul de finalizare și punctajul care a fost obținut. Dacă avem o secțiune pentru persoane, putem să vedem separat și întrebările. Așadar, putem să mergem la întrebarea cât de greu vi s-a părut acest test, pentru a vedea, spre exemplu, o statistică la ce au răspuns practic toți utilizatorii la această întrebare. Haideți să revenim la secțiunea de răspunsuri și să vedem ce am putea să mai facem. Putem să postăm punctajele. Așadar, putem să transmitem, pentru că eu am bifat opțiunea ca utilizatorii să nu primească instantaneu nota și acum se putea face o revizuire și în acest moment, dacă dau click pe postați punctajele, se va primi un mesaj că s-a primit nota respectivă. În partea dreaptă putem să deschidem această statistică, să o descărcăm în Excel pentru a manipula-o așa cum ne-am dorit. Dar se pare că noi avem în partea dreaptă și aceste trei punctulețe pentru mai multe opțiuni. Voi ca profesori, cu siguranță veți dori să configurați un formular și să-l testați prima oară răspunzând voi, așa cum am făcut și eu acum. Dar nu aș vrea ca acest răspuns să se contorizeze la total. Dacă se întâmplă acest lucru și doar testăm, noi putem la un moment dat să ștergem toate răspunsurile. Mai mult de atât, am putea să și imprimăm rezultatul. Haideți să vedem cum se manifestă această funcționalitate și în cazul în care poate avem o teză configurată cu acest formular, am putea, spre exemplu, să imprimăm aceste rezultate, desigur, pentru că eu am aici rezultatele pentru toți utilizatorii, am această statistică, dar aș putea foarte bine să imprim rezultatul pentru fiecare utilizator. De asemenea, dacă fac click pe mai multe, văd și o ultimă opțiune de a crea un link către acest rezumat, ceea ce îmi generează mie un link pe care îl voi copia acum și voi deschide o interfață nouă incognită ca să mă asigur că nu sunt autentificat de nicio culoare și dacă inserez în bara de căutare acest link, se pare că am acces la această statistică. Când ați putea să folosiți această funcționalitate, dacă, spre exemplu, vă întreabă, nu știu, un alt profesor sau poate chiar directorul, care au fost rezultatele care au fost primite la această teză configurată prin formularele Microsoft. Acum că am configurat acest formular, haideți să vedem cum îl transmitem către elevi și dacă mergem în secțiunea de teme, desigur, pentru că eu am început să lucrez pe acel formular, și am deschis tot felul de alte interfețe, acesta nu mi-a fost salvat aici, dar haideți să dăm din nou click pe creare, pe test și o să găsesc testul meu salvat, fără ca eu să fi făcut ceva pentru a-l salva, desigur. Acum, făcând click pe test, dăm click pe următorul și vedem că ni s-a preluat atât titlul, s-a atașat acest test, avem și un punctaj total posibil. Este atribuit către toți studenții și, desigur, așa cum recomand întotdeauna, este foarte important să adăugați un termen limită, posibil și o oră limită. Când suntem pregătiți, dacă am configurat totul așa cum ne dorim, facem click în partea dreaptă sus pe atribuire pentru a transmite acest formular către utilizatori. Eu în trecut am adăugat doar o singură temă, și atunci când am văzut interfața pentru elev, am și răspuns la această temă. Și acum haideți să vedem cum putem evalua tema care a fost transmisă anterior către elevul nostru și la care acesta a răspuns. În secțiunea de teme putem să facem click în secțiunea de atribuit pe tema aceasta. și putem să vedem elevii noștri, în cazul nostru fiind doar unul singur, pe fiecare rând, unde ne apare la stare că a fost predată această temă mai târziu. Am putea să adăugăm un feedback, păcat că ai răspuns mai târziu, pentru că ai răspuns foarte bine. Și am putea să adăugăm și un punctaj în partea dreaptă, haideți să punem nota 9. Desigur, noi adăugând acest feedback aici și nota, elevul nu vede instantaneu acest feedback și pentru asta, pentru că el deja este bifat când am adăugat feedback-ul și nota, pot să fac click în partea dreaptă sus pe revenire, moment în care această temă atribuită s-a mutat de la secțiunea de corectat la secțiunea de teme corectate și elevul vede acum un mesaj cu nota și feedback-ul care a fost primit. Acum haideți să avansăm către o altă aplicație foarte interesantă care o să vă ajute pe voi ca profesori să transformați un document într-o prezentare foarte interesantă fără prea mult efort. Pe office.com avem noi acces la aplicația Sway, iar aici putem să începem un Sway nou necompletat, dar aș vrea ca noi să începem de la un document. Desigur, acesta trebuie să fie deja descărcat local. Eu am descărcat un astfel de fișier unde practic am text și câteva imagini. Făcând click pe Open, începe să se proceseze acest Sway și după câteva momente, în funcție de dimensiunea documentului, desigur, o să vedem ce ni s-a întâmplat cu prezentarea noastră. Documentul pe care l-aveam eu configurat nu era foarte senzațional, deci practic aveam puțin text, titlurile nu erau evidențiate așa frumos și aveam câteva imagini. Și vedem că s-au adăugat diverse elemente interactive și drăguțe și imaginile acum apar sub formă de animație pe măsură ce eu dau scroll, deci derulez în jos. Noi am putea să modificăm toate manifestările acestea, să schimbăm poate și fundalul sau schema de curoli. Desigur, noi putem să modificăm manifestarea acestor animații, putem să schimbăm tema dacă facem click în dreapta sus pe editare. Iar aici, făcând click pe un anumit element, îl putem edita și putem să facem mai multe lucruri. Vă mulțumesc frumos că v-ați luat din timpul personal pentru a participa la aceste lecții pentru competențe digitale. Vă mulțumesc pentru tot și vă doresc numai bine! Astăzi am văzut cum se poate câștiga timp cu teste automatizate, dar și cum putem genera rapid o prezentare atrăgătoare prin încărcarea unui simplu document cu ajutorul aplicației Sway. Vă mulțumim pentru participarea la lecțiile pentru competențe digitale și sperăm că le veți pune în practică pentru a deveni profesori ai viitorului. La revedere!